Liderii acele de la Buzău, Cezar Preda de la PDL și Georgescu Taru de la PNL, s-au recunoscut învinși de ordonanța de urgență care a dat liber migrării către PSD a primarilor și consilierilor. Nu vor mai face contestații în justiție, ba chiar caută să găsească și părțile bune ale pierderilor suferite în timpul ordonanței. Eu cred că cine-i plecat e plecat. Au plecat, într-adevăr, acele au pierdute, se evaluează cam la 300 de primari, în total. Eu nu cred că acești primari ne-ar fi ajutat dacă ei au plecat. Eu cred că în alegeri ne-am fi trezit că în secții de votare puneau oamenii lor și rezultatul nostru era mai prost decât este acum când ne facem campanie din casă în casă și altfel ne-am fi bazat pe ei. Nu sunt un om care să mă umplu de regrete. E foarte bine că s-a, într-un fel, fiindcă decât să stai și te gândești că îți pleacă, cu tot, să spunem, răul care s-a întâmplat, mai bine situația asta în care măcar știi că pe oamenii ăștia poți conta. Și ăștia care am rămas ne batem. În plus, Cezar Preda a admis că unii dintre primarii și consilierii din opoziție au plecat cu bucurie din proprie inițiativă către PSD. Recunosc că nu este 100% șantajul PSD-ului sau dorința de a mituia PSD-ului să ia. E un procent și dorința lor proprie de a pleca, de a-și negocia. Cel puțin consilierii județeni și consilierii locali și-au negociat cu averea partidului care i-a dus. Funcția de consilier este averea partidului. Și i-au negociat cu această funcție situația lor personală. În ciuda situației delicate în care se găsește opoziția la Buzău, totuși liderii acele au găsit nimerit să termine conferința de presă de azi cu o glumiță. Bun, și e adevărat că se vor întâlni foarte puternic unele filiale, deci filiala PSD din Gherla, de la Balta Albă, Poarta Albă, deci într-adevăr acolo se vor întări foarte mult, recunosc, filialele PSD vor fi foarte puternice la cum merg lucrurile, Focșani și alte zone cu regim penitenciar. La conferința acele de azi a participat și fostul ministru al apărării, Cornel Dobrițoiu, care a avut azi la Buzău o întâlnire cu cadrele militare în rezervă și retragere.